Salutare săraul, bine te-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vorbim despre Zorin OS 17, noul Zorin OS 17 și îți arăt de ce cred eu că este un Linux potrivit pentru utilizatorii Windows. Chiar te rog, după ce urmărești întregul tutorial, lasă-mi un comentariu și spunem dacă ești de aceeași părere. Să-mi spui dacă, vreodată, fiind nevoit să folosești Linux tu ca și utilizator Windows, ai alege acest sistem de operare Zorin OS să-mi spui dacă este potrivit pentru tine sau dacă nu. Haideți să începem tutorialul de astăzi. Acesta este site-ul oficial zorin.com, vă las linkul în descriere, așa cum v-am obișnuit. Mergem direct la download și aici ne întâmpină varianta Zorin OS 17 Pro. La varianta Pro aveți mai multe stiluri din care puteți alege cum să arate desktop-ul, aveți suport, aveți mai multe aplicații preinstalate și cam atât. Faza cu aplicațiile preinstalate poate să fie un plus sau un minus, sincer nu prea îmi place un sistem de operare foarte, foarte aglomerat. Prefer să îmi instalez eu aplicațiile de care am nevoie, deci acest lucru în varianta Pro nu știu dacă este binevenit. În fine, astăzi vorbim despre varianta Zorin OS 17 Core Edition. A adus multe îmbunătățiri față de Zorin OS 16, îmbunătățiri pe care le vom vedea în continuare. Mergem aici la Download, alegem Download Free, mergem pe skip to download și începe descărcarea imaginii ISO, imagine pe care eu deja am descărcat-o și am salvat-o pe desktop. Voi începe instalarea într-o mașină virtuală, nu voi insista foarte mult pe instalare, vă voi arăta doar pașii principali iar apoi vom continua cu desktop vom vedea noutățile și la sfârșit rămâneți pe tutorial, vom vedea consumul de resurse, pentru că dezvoltatorii au îmbunătățit consumul de resurse, este un consum mai mic față de uh, variantele precedente Zorin OS, ceea ce este un lucru bun pentru cei care au calculatoare mai vechi. Haideți să continuăm. După ce ați pus imaginea ISO cu Zorin OS 17 pe un stick cu Ventoi, introduce stickul USB în calculator, Butați de pe uh, sticul USB, alegeți din Ventoy imaginea cu Zorin OS, nu mai insist peste acești pași pentru că am explicat în alte tutoriale cum puteți să folosiți Ventoy. În fine, butați de pe sticul cu Zorin OS, alegeți de aici Try or Install Zorin OS, în continuare alegem Install Zorin OS, aici alegem limba tastaturii, apăsăm pe Continuare. Voi lăsa bifate ambele opțiuni pentru că vreau să se descarce update-uri în timpul instalării. Apăs pe continuare. Ei bine, acest pas este foarte important dacă faceți instalarea pe un calculator, nu pe o mașină virtuală. Dacă aveți fișiere importante pe acel disc, salvați fișierele, pentru că alegând această opțiune, prima opțiune, acele fișiere se vor pierde. Deci faceți backup la fișierele importante, iar apoi alegeți prima opțiune de aici, se va șterge tot discul și se va instala Zorin OS. Deci alegem prima opțiune și apăsăm Install Now aici apăsăm continuare, aici alegem zona, apăsăm continuare, este foarte simplă instalarea, vă arăt, am spus doar acești pași, scriem aici un username, alegem o parolă, aleg să fiu logat automat și apăs pe continuare, iar de acum nu mai prea aveți ce face, ne revedem pe desktop. După ce instalarea este completă, trebuie să restartăm calculatorul, apăsăm aici Restart Now, iar în acest moment trebuie să scoateți sticul USB din portul USB și să apăsați tasta Enter. Bun, din acest moment suntem pe desktopul Zorin OS 17. Haideți să vedem ce este nou în acest sistem de operare și, cum am spus la început, de ce consider eu că ar fi potrivit pentru utilizatorii Windows. Voi da skip acestui uh, tur, nu mă interesează. Haideți să vedem în primul rând cum schimbăm uh, această interfață, cum schimbăm background-ul, cum uh, dacă putem să aplicăm un dark mode. Uh, nu mi se pare foarte bună alegerea pe care au făcut-o dezvoltatorii servind direct acest background, acest wallpaper, cred că ar fi fost alegeri mult mai bune și părerea mea este că ar fi trebuit aplicat direct modul dark pe acest sistem de operare. Imediat după instalare apare acest wallpaper, este totul alb, într-adevăr desktop-ul este curat, dar cred că ar fi putut fi opțiuni mai bune, ar fi atras mai mult oamenii pentru că mulți își fac o părere bună sau proastă și renunță la anumite sisteme de operare Linux pentru că nu sunt atrași de cum arată sistemul de operare imediat după instalare. Tot ce trebuie să facem de pe desktop, să dăm un click dreapta, mergem la Settings, iar de aici alegem Background și haideți să vedem ce opțiuni avem. Vedeți, sunt opțiuni mult mai bune, eu aș alege acest Background. Ok, apoi mergem la Accessibility și Vrem să schimbăm puțin fonturile la text, facem aici la text. OK, să vedeți și voi mai bine doar pentru acest tutorial. Măresc textul. În rest folosesc textul normal, dar pentru ca voi să puteți vedea mai OK, mai bine, am mărit în acest fel textul. Aici sunt restul setărilor. Puteți intra și Alege tot ceea ce vreți. Este foarte, foarte personalizabil acest sistem de operare, puteți face o grămadă de schimbări. Haideți să vedem cum aplicăm dark mode-ul, iar apoi vedem ce este nou în acest sistem de operare. Mergem aici frumos și vedem că putem să alegem direct dark mode și mi se pare totul mult, mult mai ok. Ei bine, așa vă spuneam că ar trebui să arate sistemul de operare să se prezinte desktopul imediat după finalizarea instalării, mi se pare care atrage mult mai uh, mulți utilizatori în acest fel. Înainte să vedem ce este nou în Zorin 17, vreau să te rog dacă te ajută acest material să dai un share, poate ajută și pe alții. Iar dacă ești nou pe canal și vrei să vezi mai multe tutoriale, abonează-te la canal, apasă și clopoțelul, astfel vei fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Haideți să continuăm. Începem noutățile cu Start Menu, care este foarte asemănător cu cel al unei anumite ediții Windows. Prima noutate este aici. All apps avem toate aplicațiile instalate de pe acest sistem de operare afișate în ordine alfabetică. Mai departe avem bara de căutare care, să zicem că vom căuta tutoriale, am căutat tutoriale și am văzut că ne-a găsit rezultat în software. Vă arăt imediat cum puteți activa sau dezactiva software din rezultatele căutării. Mergem mai departe și vedem că bara de căutare este iarăși ceva nou, poate fi folosită ca și calculator. 9 plus 4, am scris în bara de căutare, ne afișează direct rezultatul și putem și copia acest rezultat. Haideți să vedem, am spus că vă arăt cum puteți dezactiva sau activa locațiile de căutare. Mergem la Settings și aici la Search aveți, puteți activa sau dezactiva locațiile unde să fie căutate cuvintele plasate în acest search bar. De asemenea, căutarea poate fi dezactivată total de aici de sus. Asta nu înseamnă că nu vă apare această bară de căutare, dar în momentul în care scrieți ceva, nu apare niciun rezultat. Bara este acolo, dar rezultatele nu sunt afișate. În continuare mergem la Zorin Appearance, tot aici în Start, și vedem mai multe layout-uri pentru a personaliza Windows-ul acest start menu și taskbar-ul, vedem uh, acesta cu care am pornit, acesta este și preferatul meu. În continuare altul asemănător mi se pare taskbar-ul puțin mai mic. Ăsta este cred că ceva gen Chromebook, dacă nu mă înșel, și acesta nu, nu știu cu ce cu ce seamănă. În fine, avem mai multe opțiuni, după cum am spus, îl prefer pe acesta, iar mai jos aveți posibilitatea de a alege și mai multe layout-uri, asta dacă cumpărați Zorin OS Pro, am spus la început diferențele între Zorin OS Core și varianta Pro, sunt mai multe programe preinstalate odată cu sistemul de operare. Apoi aveți de ales mai multe din mai multe stiluri, aici mai multe layout-uri aveți acces la suport și încă bă, câteva chestii. Bineînțeles, să plătiți o singură dată, este prețul undeva la 40 și ceva de euro, mi se pare. Și plata se face în principiu pentru a oferi suport dezvoltatorilor, pentru că acele aplicații preinstalate cu care vine sistemul de operare se pot dezinstala și reinstala fără niciun fel de probleme din software, vă arăt eu puțin mai târziu. Haideți să mergem în continuare aici la Team, Aici putem să alegem varianta light sau dark, am ales-o deja. La efecte avem aici jelly mode care era disponibil și în Zorin 16, ce este nou desktop cube și special window switcher. Desktop cube îți permite să se afișeze acele workspace-uri într-o variantă 3D și special window switcher îți înlocuiește alt tabul cu o fereastră. 3D. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. Desktop Cube îl folosim apăsând tasta Windows. Haideți să mai deschid aici un folder. Să fie două să vă arătă imediat cum puteți muta aplicațiile de pe un workspace pe altul. Deci apăsăm tasta Windows. Acum s-a activat Desktop Cube. Vedem că îl putem roti fără niciun fel de probleme. Bun, să zicem că aceasta este o aplicație, pur și simplu ținem mouse-ul pe ea și o mutăm pe altă workspace. Vedem aici acele workspace-uri și sus. Iarăși, dacă vrem să mutăm aplicația înapoi, rotim iarăși workspace și punem aplicația la loc. Ok. În continuare cu Special Window Switcher, dacă apăsăm Alt Tab, vedem că apare această fereastră 3D apăsăm tab și se mută între aplicații. Bineînțeles acest lucru poate fi util dar părerea mea este că este doar o opțiune individuală dacă vă place dacă considerați utilă această această noutate puteți să o aplicați dar eu sincer nu cred că aș, aș alege să lucrez cu, cu aceste noutăți cu aceste două noutăți mai ales dacă aș folosi un calculator mai slab pentru că eu cred că solicită mult uh, resursele calculatorului. În continuare la desktop aici avem posibilitatea să alegem ce icoane să apară pe desktop sau nu. Haideți să mergem iarăși la ce este nou. Quick Settings menu aici a fost îmbunătățit. De aici am ales la început Dark Mode. Vedeți că îl puteți activa sau dezactiva fără niciun fel de probleme. Iarăși avem opțiunea de a face screenshot-uri am, a fost îmbunătățită această opțiune, de fapt nici nu știu dacă a existat în Zorin 16. Avem posibilitatea să facem screenshot la porțiuni din ecran, putem iarăși să înregistrăm videouri. Această noutate mi se pare foarte utilă pentru cei care fac YouTube, dar nu numai și pentru cei care fac prezentări. Alte noutate a fost adusă la software, această, această locație de unde poți instala sau dezinstala. Aplicații au fost îmbunătățite, au fost adăugate mai multe detalii pentru aplicații și au fost înlocuite, mi se pare, icoanele. De aici puteți vedea aplicațiile instalate pe sistemul de operare. Am spus la început că vă arăt de unde le puteți dezinstala. Ei bine, dacă cumpărați dorin OS Pro, dacă achiziționați varianta Pro, veți avea mai multe aplicații instalate aici, aplicații pe care le puteți folosi sau nu depinde. De aceea zic, nu știu dacă merită să cumpărați Zorin OS Pro din acest punct de vedere, merită bineînțeles pentru a oferi suport dezvoltatorilor, asta da. Bun, de aici puteți dezinstala ceea ce nu folosiți, puteți avea un sistem de operare mult mai liber, Încărcat doar cu aplicațiile pe care le folosiți. Acest lucru este util pentru cei care folosesc calculatoare mai vechi cu resurse mai puține. Apropo de resurse, vom vedea imediat și cât consumă Zorin OS. Dezvoltatorii se laudă cu faptul că au redus consumul de resurse al sistemului de operare, consumul minim de resurse, de la 2 GB de RAM la 1,5 GB de RAM. Vom vedea imediat dacă este adevărat sau nu. Pentru a vedea consumul de resurse, trebuie să dăm un click dreapta pe Task Manager și alegem System Monitor. Aici avem procesele, numărul de procese și cât consumă fiecare proces. Iar la resurse, haideți să vedem, avem un consum de memorie de 1,2 GB. Bineînțeles, acesta este doar consumul sistemului de operare. Exact asta au spus și dezvoltatorii. Au redus consumul de resurse al sistemului de operare de la 2 GB memorie RAM la 1,5 GB memorie RAM. Se pare că consumul este și mai mic, 1,2 GB. Am făcut instalarea pe o mașină virtuală cu 6 GB de RAM iar în acest moment se consumă 1.2 GB memorie RAM, ceea ce este un lucru super, asta înseamnă că acest sistem de operare Zorin OS 17, varianta 17, poate fi instalată și pe calculatoare mai vechi. Acesta a fost tutorialul de astăzi, îți mulțumesc pentru vizionare, în continuare dacă vrei să urmărești un alt tutorial interesant, urmărește acest video. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat!